Salutare la toți, cu voi Dimas Show și astăzi la mine canal este Maxim. Da, el tot are un canal pe YouTube, linkul lui o să fie în descriere. Astăzi el trăiește în Moldova, dar e de națiune rusească, adică ei vorbesc în limba rusă. Știm că la noi în Moldova sunt mulți ruși. Și astăzi eu o să-i acord lui niște întrebări și el mie să-mi acorde ca ruși și moldoveni. Vreau să-ți acord prima întrebare. Când ne dzei mai voastre să învățați limba moldovenească? Moja tu de ruscă. Какой перевод есть? Зам сих пор вводим или мы молодые с нами канал. Давай, хай, глядишь. А, не вот уже что ли румын? Да, дичи, когда вообще его бежите не молодые с нами? Один рос. А, я вот один фамилия молодые с когда ам крискут не борусы. А дик парен стоит молодые с что варишь там крем борус? Да. Ты ешь тредатор. А, дичи воину ебить семинтери. Fel semințele, floarea soarelui, da? Cum ai zis, nu iubești semințele, că ele sunt bune, reale, mai ales coleg de berșic acolo. Dar și voi nu iubiți semințele, zici? Eu nu. Dar și? Atât. Mai ales niște semințe de bostan acolo, nu? Normal, nu? Te iubești bostan? A doua întrebare mea e... În ce limba e ca să vorbească copiii tăi? Tu în ce limba să vorbești, ca să înveți copiii tăi ca să vorbească român sau rus? Rus. Dar pentru ce? Sau nu rus, în engleză. Dar ce engleză dacă tu ești în Moldova? Eu voi trăi în Anglia. Nu, eu îți zic dacă trăiești în Moldova, în ce limba ai să înveți copiii? Rus. Dar ce? Pentru că nu e mai comod. Bine, că deși când noi ne cerem în altă țară, noi putem învăța limba la cei din țară și de voi. E că de câți ani trăiți aici și voi nu puteți să învățați limba moldovenească. Eu știu limba română, dar nu vreau să vorbesc cu ea. Dar ce nu vorbiți că limba moldovenească? Vă schimbați, uitați de limba rusă. Nu comod? Da. Nu știu, eu nu vă cred pe niciun. Eu cred că voi ați putea să învățați limba română, dar voi nu vreți pe asta, da? Poate. Hai zi. Dacă... Asta e linia, nu stați întrebări. Dacă holubii tot iubesc simințele, vă sunteți neamuri? Cred că da. Cred că. Noi avem minte ca la holub. Înțeles? Care fete sunt mai normale și mai frumoase? Fetele din Moldova sau fete din Rusia? Eu cred că fetele din Rusia. De ce? Ei sunt bolii mai gladi. Ei sunt mai harnici. Fetele din Rusia sunt mai harnici? Da, eu cred. Dar și moldoveni și nu sunt harnici? Asta e problema lor. Eu cred, eu am opinia asta. Eu cred că fetele din Rusia sunt mai harnici decât în Moldova. Nu, ладно, fie. Ne-ai răspuns la întrebare. Ce reacție aveți voi în ziua parașutistului? O reacție normală, pentru că asta e o parte din armata rusească. Eu am fost apărătorii țării și a noastră și a Rusiei și adică adecvat. Eu, de exemplu, mă atârn adecvat de faptul ăsta de parașutist. E ceva normal. Vreau să acord o întrebare. De ce voi sunteți așa încrezuți în sine și așa majoritatea sunteți spurcăți? Serios? De ce voi nu... Deci voi nu vă purtați cu noi cu stima, adică trăiți în țara noastră, adică deși voi ne considerați pe noi ca niște proști, a? Moldovani niște. Nici tot una, dar eu cred că oamenii și ruși și moldoveni sunt la un nivel. Adică tu consideri că noi suntem egali, da? Da. Da, asta e normal, dar ești de acord că nu toți rușii din Moldova consideră așa? De acord! De ce toți moldoveni iubesc tare gen? O jenică, da, ne-mi place gen. De ce? Pentru că el e făcut din poamă, e ceva natural, adică, dar voi că iubiți vodka și... Eu nu iubesc. Nu, dar rușii majoritatea iubesc vodka. E că cum voi iubiți vodka și noi iubim vinul. Adică e ceva, produs natural și... Pur și simplu la voi în Rusia nu sunt practic tare vinurile, pentru că voi nu aveți climă pentru a face poamă, cultiva poamă. Dar la noi climă potrivit și la noi vinul e băutura principală în țara noastră. Ce simțiți când voi beți gin? În orice caz avem numai emoții pozitive. E gine. Te ghinești cald în beci. Te ghine. De multe ori am auzit la voi fraza asta. Ei, te, Oasea, huias. Și de unde ați luat voi, de ce anume Oasea, de ce Vasea, și rău numele ăsta Vasea? De unde vă s-au luat chestiile astea? Chestia asta nu este doar la ruși. Asta la este și la români, și la moldoveni. Cu Oasea? Da. Da, dar eu mai des o aud de anume la ruși. De la ce s-au luat voi? Pentru că Vasilii este un nume original în Rusia, în care partea arată mâna lui Ștefan cel Mare. Înainte, cred că așa. Tu. Nord sau ca cam așa. Din Chișinău? În Băuț? La nord, da. Ești sigur? Da.
Da, cine știe răspunsul la întrebarea asta, poate îmi scrieți în comentarii. Eu cred că e la nord. De ce la voi în țară femeile lucrează mai mult decât bărbați? De ce la voi bărbați alcoolici, dar femeile lucrează în locul lor? Oamenii roșii sunt foarte lenoși. Lenoși? Da, sunt foarte lenoși, dar cum eu am spus mai înainte, fetele roșii sunt mai harnici. Este așa o chestie. Voi, moldoveni, vorbiți mult așa de voi, voi tu, voi vin cu a. Și voi, deși, de ce voi așa vorbiți? Da, de ce? Când eu aud asta, eu vreau să... Asta e un fel de... Dialog. Nu dialog, asta e un fel de chemare, cum spun. Vin încă... Dacă apă, sunt numele, prenumele. Nu, e ca cum la voi Oasea, pe ca și la noi voi. Dar până azi Oasea, dar până noi Oasea, asta e prenumele. Dar la voi, voi. Ui, nu știu, deși, dar... Știi că noi nu ne supărăm când ținem un alt așa. Vin cu oameni. Eu mă supăr. Dacă v-a plăcut video de azi, puneți like, abonați-vă la canalul meu și la canalul lui Max. Pe viitoare să ne stăruim să facem video interesante și acordați și voi în comentariu niște întrebări care despre rușii din Moldova și poate să mai facem un video să îi acord eu lui Max. Și abia mie să ne acord niște întrebări, așa că puneți like, abonați-vă la canal, cu voi a fost Dimas Show, ne revedem în continuare.